casi tuturor sângelul vrea ca în fiecare joi la dispoziția noastră cu emisiunea mea Giurgiu înainte de toate astăzi joi 2 iunie suntem practic în ultima zi de campanie electorală la TV. Am programat o dezbatere electorală în această seară. Este ultima zi de campanie electorală la televiziune, deși campania electorală prin alte mijloace se încheie sâmbătă 4 iunie la ora 7, la ora 7. Campania la televiziune conform normelor CNA se termină mâine dimineață, vineri la orele 7. Bun, așadar, practic este la TV Giurgiu emisiunea mea și emisiunea colegii Florin Drăgulin după mine. Ultimele dezbatere electorale din această campanie electorală. Dați-mi candidat al Consiliului Județean din partea PNL, candidat la Consiliului Județean din partea PNL. Bună seara! am stabilit câteva teme, am și un cronometru după masă. Nu cred că ne vom fierbânta în asemenea fel încât să pornesc ceasul nostru de pentru șah.
curățenie a linii și respectul public. Despre asta vreau să discut cu dumneavoastră în primul rând. Avem un sondaj de opinie să avem timp să le discutăm. Domnul Felicu, am convenit fără să știe telespectatorii ca dumneavoastră să începeți dezbaterea noastră. Tema generoasă prima noastră temă, putem să facem o discuție dacă aveți păreri și să interveniți și dumneavoastră. Curățenia, liniștea și respect liberal să vină la primăria Giurgiu. Da. Ce să spun? Încă mai sunt consilier municipal în funcție.
salubrizare să fie mult mai eficientă și mult mai bine făcută. Pe viitor se vor schimba lucrurile.
deranjați. Când vine un spectacol mare de tot, nu mai pot să dorm. Când e un nuntă, când e un chef pe undeva, lucruri care nu mi se par nou.
infrastructură, școală, spital. Credeți că nu putem și alte probleme ocupa în paralel de... Asta este o chestie. Absolut anormal ceea ce s-a întâmplat în portul Giurgiu cu semințele, cu câinii și cu gunoaiele răsturnate. Chiar este o chestie de voință. Dacă ajuns să dai un telefon să spui șefului local și de ce
S-a făcut acel centru de informare care informează de cu totul și cu totul alte
6 minute, cum ziceam, da. Repet, puteți să participați dacă aveți idei. Nu, acum nu e. Nu vreau o dezbatere tensionată și
chiar în această campanie, contractul făcut de primărie cu această firmă nu sunt soluționate, sunt 100% probleme, deci nu mai așa. Sunt arondate aceste firme. Restul străzilor am văzut cu utilaje și cu oameni.
cum să spară noaptea străzile în alte ore. Așa să se trezești dimineața cu strada parfumată. Deci altceva, oamenii folosesc aceleași târnuri, cum să spune, românește, care nu face decât să ridice praful în sus și mai și deranjează oamenii care pleacă dimineața. Eu locuiesc în cartierul Policlinica, îi văd pe oamenii ăștia în fiecare zi să dorit când aceeași problemă tot cu aceeași firmă este iarna la zăpezire. Deci este un chin pentru Giuvanu circuit, fel de târguri,
Deci asta cu muzica tare este într-adevăr la noi, la Giurgiu, o problemă. Oamenii din tendința de a se face remarcați, cum a spus și dumneavoastră, decibelii ne spar din panel de multe ori. Știi ce aș face? Eu nu știu, nu m-aș adresa celor care organizează anunțuri, ci celor care cântă și impune să cânte până la nu știu câți decibel, dacă nu își pierd autorizația. La școala 4 din aprilie, lângă școala 4 și până în octombrie, nu pot să zic geamurile deschise. Să vă spun de ce.
poate dimineața. Vorbesc de poliția locală. Să știți că sunt foarte de inteligență.
trecătorilor ne-a plăcea să avem... Sună bine, dar acum să pune dumneavoastră în practică chestiunea asta.
front din spirit de sunt ei vârsta sunt teribili. După ce așa
sunt și persoane mai în vârstă care înțeleg greșit modul în care ar trebui să ne comportăm într-o zonă civilizată, într-un oraș civilizat, într-un oraș european. Drept urmare, în cât folosim niște mijloace
te bucur de privilegiu că stai la casă și eu te prefer să mănânci și în casă doar și nu poți din cauza aici aș completa, trebuie să rezolvăm odată cu această infrastructură, care sunt așa cum sunt, că tot de aici deține cât un autovehicul și știm cu ce probleme ne confruntăm, ce sunt în carosabil, dacă în centru se circulă decât ok, cum ne deportăm de zona centrală, acel drum despre care vorbeam mă refer la cel de pe șoseaua Ghizdarului, chiar oarecum o zonă centrală unde sunt concentrate foarte multe licee și grădinițe la liceu de Cartojean. Deci vreau să spun că acolo este groaznic. Intervenția ISO acolo, garajele, da, inspectoratului de siguranță, situații de urgență. Dacă faci frecvent acel drum în două luni de zile, să ajungi cu mașina în serviciu, pentru că nu mai ai altă alternativă. Asta spun că ar trebui să se termine odată cu că ați văzut cum este la noi. Întâi trebuie să facem de rezolvăm canalizarea. Da, ok.
la PNL în perioada 24-27 mai. Pe un eșantion de 632 de interviuri efectuate prin acate,
4. Încredere în personalități. Nicolae Florian, 53%. Dumitru Beanu, 47%. Barbu Nicolae, 35%. Și Bădălău Nicolae, 17%. Menționez încă o dată că sondajul este realizat de Agenția de Rating Politic la comanda PNL în perioada 24-27 mai, cu un sondaj cu o marjă de eroare de plus minus 4%. Avem și un clip electoral să de care revenim în platou și discutăm. De la noi din familie. O să venim și sunt de vară de respect. Împreună suntem puteri. Pentru că ne pasă de giurgiu votăm. De la televiziunea noastră.
candidat independent la Consiliul Local. Virgil Ruse, candidat la Consiliul Județean din partea PSR și domnul Florian Velicu, candidat la Consiliul Județean din partea PNL. Dacă vreți să discutăm unul, două despre sondajul respectiv, dacă nu trecem mai departe. La nouă temă. Eu consider că trebuie un pic abordat sondajul reflectă realitatea pe care am constatat-o și noi în
șansă de a ne dezvolta. Așa că este foarte important să veniți cu toții pe 5 iunie la vot și să votați. Eu spun să votați. Vor veni la vot și rog și eu
consilier, chiar dacă vine de la un partid. Oamenii vor vedea ședințele astea sunt televizate. Ce mi-aș propune pentru viitorul consiliu?
dezastros la capitolul timp, mai avem 20 de minute. Primele trei priorități ale municipiului, vă rog, vă rog, vă rog, care a avut foarte des
principiu și judecătorul. Infrastructura, în primul rând, și aici mă refer și la infrastructura în ceea ce privește străzile din municipiu și din județ și de asemenea ce se află sub aceste străzi. Infrastructura de apă și canalizare, infrastructura rețelele de gaze, rețelele de care transportă agentul termic în municipiu. De asemenea, spitale și tot ce ține de sănătate. Este în administrarea sau în subordinea Consiliului Județean sau Consiliului Local, dacă în momentul de față sunt subordinea Consiliului Local, nu avem sau policlinici sau astfel de locații. O altă problemă care consider eu că trebuie foarte serios să abordat de școli, modernizare școli și încurajarea performanței în învățământ. Aici mă refer la elevilor să aibă performanță și de asemenea a profesorilor care se ocupă de performanța acestor elevi să fie într-un fel sau altul stimulați cât și copiii care
a generat niște nemulțumiri cetățenilor destul de consistente. Este aceea legată de locurile de muncă. Locurile de muncă este adevărat primarul și administrația locală nu creează decât un anumit
impozite care sunt stabilite în mod haotic de cele mai multe ori. Pot să continui?
state ar fi crearea locurilor de muncă, deci fără o sursă de venit pentru cetățenii municipiului Giurgiu, ne ducem și mai să mai mare, o să mai dacă tot
salariile celor care nu salariile, nu că nu face doar zona
început bine și câțiva ani de zile să nu mai fie necesar să umblăm mai aia. Nu vreau să spun acum Alexandrei nu mai e șoseaua aia, s-au tăiat o scopaci. Deci nu mai e un copac de la barieră până la ieșirea din Giurgiu, pe partea dreaptă cel puțin. Așa am văzut eu, nu știu, pe partea stângă nu mi-a atras atenția. Acolo este un proiect al Consiliului Județean, deci asfaltarea străzii. dar preferăm
societății românești. Preferam să angajez suplinitori. Păi ce să învețe suplinitori acolo copii? Chiar dacă ei sunt niște oameni bine pregătiți. Eventual liceu, poate au și o facultate, dar apă cu tot și cu tot alt profil sau nu la păcare vor să-l pregătească. Deci este mult, mult și primăria știu că are mai mult în problema asta. Am spus trei mai am timp să mai spun că și încurajează eu și cam mai
adaptarea învățământului profesional. Acest chiar am văzut acum câteva zile la un post național.
de un refuz din partea inspectoratului posibil. Nu este eficient
Andreea și Giorgiu. Știu că au fost diferite studii de fezabilitate.
lista de consilieri pentru Consiliul Județean, care îl are la poziția 1 pe domnul Dumitru Beanu, care a mai fost președintele Consiliului Județean și a accesat proiecte europene în valoare de peste
religios.